vreau să vă mulțumesc că ați dat curs invitației de a ne bucura împreună de această investiție a Consiliului Județean. O investiție așteptată de foarte mulți ani de cei care vor să se bucure de peisajul de pe Dunăre, de cei care vin la Galați și vor să viziteze Dunărea, să se bucure de aceste frumuseți pe care le oferă Galațiu, pentru că, într-adevăr, trebuie să muncim, dar trebuie să ne și bucurăm de lucrurile frumoase pe care le avem. Nu am construit o embarcațiune foarte mare, dar nici una mică, una cât să satisfacă cerințele gălățenilor, să putem să oferim în fiecare zi, să putem oferi în weekend și în perioada sezonului estival, curse, călătorii pe Dunăre, care să arate frumusețile pe care le avem aici, la Galați. În momentul de față, vis-a-vis de bilete, pot să vă spun așa. Pe noi nu ne interesează profitul, ne interesează doar să scoatem costurile cu motorina și întreținerea, ci probabil vor fi undeva la 20 sau 25 de lei prețul pe bilet pentru adulți pe oră, iar la copii, undeva până cu copiii de până în 18, deci de la 0 la 6 ani va fi gratuit, de la 6 ani la 18 ani până în 15 lei pe oră, iar de la 18 ani adulții până în 25 de lei pe oră. De Paște, cu siguranță gălățenii se vor putea bucura, poate chiar mai devreme, 1 mai, 2 mai, 3 mai, se vor putea bucura de mine vacanța pe care o vor petrece la Galați pe Dunăre.